Știți că creierul nostru este alcătuit din două emisfere, stânga și dreapta. Emisfera stângă este responsabilă de gândire, de gândirea logică, de analiză, este foarte rațională. Pe când emisfera dreaptă este responsabilă de intuiții, de creativitate, de tot ce ține de conexiunea cu noi înșine, cu interiorul nostru, cu corpul nostru. Și de multe ori aceste două emisfere nu se află în armonie. De multe ori e spus așa foarte ușor, de fapt nu se află în armonie, practic niciodată, dacă noi nu suntem conștienți de dezechilibrul acesta și dacă noi nu le armonizăm. Și viața noastră, în societatea noastră, a stimulat întotdeauna emisfera stângă. Și întotdeauna s-a pus accentul pe învățătură, pe gândire, pe cunoștințe. Și foarte puțin s-a dezvoltat emisfera dreaptă. Chiar dacă vă amintiți, la școală aveam 6 lecții de matematică, fizică, limbă și literatură și o lecție de muzică, o lecție de desen. Adică pe creativitate se pune accent foarte puțin, doar copiii care erau talentați, părinții lor sau învățătorii observau că sunt talentați, erau cumva orientați în această direcție. Dar adevărul este că noi toți avem această parte creativă și toți avem posibilitatea să o dezvoltăm, la fel cum avem intuiție, putem să ne conectăm cu senzațiile și cu simțurile noastre, cu stările noastre interioare, putem să fim atenți la ceea ce simțim și la ceea ce vrem să transmitem prin simțurile noastre, să ne conectăm cu alți oameni prin emoțiile noastre, pentru că de multe ori la nivel de gândire nu este suficient să faci această conexiune. Omul de multe ori spune da, da, înțeleg, dar nu pot să fac. Da, da, înțeleg, dar nu știu cum să rezolv o situație sau alta. Și atunci este important să știm despre acest dezechilibru dintre emisferele, emisfera stângă și cea dreaptă, și să le echilibrăm. Sunt foarte multe exerciții la această temă, dar azi o să vă dau unul care este un exercițiu de respirație care este folosit de mii și mii de ani în yoga, iar acum se folosește în diverse terapii psihosomatice și este foarte simplu de realizat, însă starea pe care o veți simți după ce faceți timp de 5 minute acest exercițiu, poate nu din prima dată, dar dacă o să continuați, faceți zilnic, măcar timp de o săptămână, veți vedea un progres extraordinar în a venit și pisica, a simțit pisoiul meu, a simțit și eu că vrea un pic de echilibru. Vă arăt acest exercițiu, este foarte simplu. La început, puneți un deget sub nas, așa deasupra buzii, și respirați și încercați să simțiți care nară respiră mai bine. Cu care nară respirați mai bine, dreapta sau stânga? Urmăriți. Dacă respirați mai bine cu nara dreaptă, asta înseamnă că emisfera stângă este mai activă. Știți că ele sunt inversate, răspund de cealaltă parte a corpului. Deci, dacă nara stângă este
respirăm mai bine, înseamnă că mai activă este emisfera stângă. Dacă mai bine respirați cu nara stângă, mai activă în acest moment este emisfera dreaptă. Respectiv, nara dreaptă, dacă respirați mai bine, aveți mai activă energie masculină. Dacă respirați mai bine cu nara stângă, mai activă este energia feminină. Acum, ca să le echilibrați, aceste două degete, îndoieți-le așa și degetul cel mare, acoperiți nara dreaptă, inspirați pe nara stângă, inspirați, expirați pe nara stângă. Acoperiți nara stângă, inspirați pe nara dreaptă, expirați pe nara dreaptă. Iarăși schimbați, acoperiți. Inspirați, expirați. Inspirați, expirați. Puteți să faceți de 5-10 ori. Asta este ca o introducere. Da, și următorul este exercițiul de bază, care îl puteți face timp de 5 minute. Iarăși, expirați total, acoperiți nara dreaptă, inspirați pe nara stângă, acoperiți nara stângă, expirați pe nara dreaptă, inspirați pe nara dreaptă, acoperiți, expirați pe nara stângă, inspirați pe nara stângă, acoperiți, expirați pe nara dreaptă, inspirați pe nara dreaptă, acoperiți, expirați pe nara stângă. Puteți să continuați în acest fel timp de 3-4-5 minute și să observați după aceea cât echilibru interior vă poate aduce un exercițiu atât de simplu. Și emisferile stânga și dreapta la fel se armonizează, adică aveți două efecte, emoțional și fizic în același timp. Vă doresc multă sănătate!